Bine v-am găsit, stimați telespectatori, în această sfântă seară de Crăciun, îmbrăcat în alb, ca o adevărată mireasă a sufletului. Bine v-am găsit lângă focul din vatra noastră strămoșească, acolo, în satele noastre, pline de bucurii și pline de tristeți, deopotrivă, dar și în orașele Moldovei, pentru că, în definitiv, focul din vatră nu înseamnă neapărat doar niște vreascuri arzânde într-o sobă, ci și o grămăjoară de oameni în jurul unei măsuțe, niște nepoți veniți la bunei, o pâine, o pace și un fulg de umăt. Este adevărat, pe alocuri, focul acesta din vatră s-a mai și stins din careva pricini, dar, zic eu, ferice de neamurile care au bărbați să-l reaprindă. Noi cu dumneavoastră îl avem pe Ion Druță, care n-a mai trecut pe la televiziune de vreo 4-5 ani, dar care a venit astăzi, de Crăciun, împreună cu prietenii săi, cu primadona Operei Naționale, Maria Bieșu, cu cunoscutul scriitor, filozof, publicist, Gheorghe Mazilu, cu academicianul Haralambie, Corbu. A venit la vatra cuvintelor, la vatra ninsorilor, la vatra țării. Bună seara, maestre! Bine ați venit și Crăciun fericit! Mulțumesc, asemenea! Mulțumesc! Vatra țării înseamnă întâi și întâi, cred că, țăranii. De acolo de unde am pornit cu toții, din satele noastre, de la bătrânii noștri, de la mamele și tații noștri. Dumneavoastră aveți atâtea și atâtea de vorbit despre țărănime, ea fiind o dragoste perpetuă a dumneavoastră, neuitată și întotdeauna atât de bine scrisă, atât de bine trăită în cărțile maestrului Ion Druță. Eu, într-adevăr, vreau să începem cu țăranii din mai multe motive. În primul rând, pentru că suntem cu toții intelectuali în prima generație, adică pe jumătate suntem țărani, pe jumătate aici, jumătate au rămas acolo. În rândul doi, aș fi vrut să începem cu țăranii, pentru că țărănimea moldovenească este o epopee enormă care nu a fost scrisă și teamă-mi este că nu va fi scrisă de acum niciodată. Și în rândul 3 aș fi vrut să încep cu țărănimea din motivul că noi avem cu toții o mare vină, voi vorbi mai târziu de ce anume, față de acea lume care a rămas acolo în sate, pe dealurile cele, lângă o sobă, lângă o vatră, cu o cănuță de vin în mână. Această epopeie a oamenilor care muncesc pământul a trecut prin vremuri chinuitor de greu. Zice cronicarul că Moldova este un copac, de la răscruce cine trece, acela rupe, ea și pleacă. Dar asta e o jumătate de adevăr. Cealaltă jumătate de adevăr este că după ce rup trecătorii, mai rămân încă acolo roade. Și problema este ce facem noi cu cei ce rămâne după ce trec, cei care au trecut pe lângă noi. Marea problemă este că noi nu știm a gospodării chiar și cu puținul care rămâne la noi și cu puținul celălalt pe care îl avem. Sărăcia, puținul a fost și lupta pentru supraviețuire, a fost poate sora cea care a mers mână cu mână împreună cu țăranii noștri de-a lungul timpurilor. Mi-aduc aminte când lucram la romanul Biserica Albă și căutam prin manuscrise, a rămas un suedez, un major, Elmpt, îi spune majorul acela, și el a lăsat niște mărturii cum a văzut el Moldova în 1789, la cel de-al doilea război ruso-turc. Și zice, în satele moldovenești, zice, ei trăiesc mai ales cu mămăligă, fac dimineața o mămăligă mare, toată familia va zică și ea prânzul cu jumătate de mămăligă, cealaltă o învelesc într-un șervet și o pun sub pernă și pleacă la prășit. Toată ziua muncesc în câmp și seara când se întorc înapoi, scot de sub pernă ce a rămas acolo și cu asta vă zic că își iau cina.
O viață foarte grea și chinuitoare și eu cred că acum de Crăciun ar trebui să ne amintim tot și ragul celă de neamuri prin care a trebuit să treacă viața ca să ajungă până la noi. Zice într-un loc foarte frumos, Alexandrii, vântule nebunule de ți-ai rupi strunele că smulgi ușa din țâțâni bietului bordei sărac unde sufletele zac. Atâtea epidemii, atâtea nenorociri au trecut, ferească Dumnezeu. Și credința, care a fost cea care a încălzit lumea noastră de la țară. În o carte foarte rară, Cronicul Episcopiei de la Huș, nu știu dacă a fost reeditat acum, dar știu că am căutat-o mult, am găsit la Leningrad un singur exemplar. Acolo se spune despre un țăran de peste Prut care a venit, a dat vaca de la casă cu vițel cu tot și iapă de la căruță pentru o evanghelie scrisă de mână. În echipul țăranul acela cât de greu i-a fost lui să dea absolut totul pentru a avea această sfântă scriptură la dânsul acasă ca să se poată descurca. Mulți îl mai țin minte pe Moș Trifan Baltă, un povestitor foarte talentat de la Iedeneț și a rămas în literatura noastră câteva versuri de-a lui Moș Trifan Baltă. Și povești. Și povești, dar acele mi-au plăcut grozav. Mâncam caș, săraca ceapă, și beam zăr, săraca apă. A fost fantastic Moșul acela. În sfârșit a venit prin 22-23 în proprietarea țăranilor cu pământ. Într-un studiu publicat la Bruxelles se spune că atunci în proprietăria țăranilor era o înșelătorie, pentru că un lot de 5 hectare pentru o familie cu 4-5 copii țărani este insuficient. Dar pentru noi era o mană cerească, pentru că în câteva decenii s-a dublat populația, dar pe urmă a venit războiul, au venit colhozurile, au venit foame, a venit un șir enorm de dechinuri prin care a trecut țărânia noastră. Mi-aduc aminte când eram gazetar la Chișinău, lucram la Țăranul Sovietic și călătoream Moldova asta în lung și în lat. Odată la Ocniță m-am întâlnit cu un țăran și așa cum se obișnuia pe la un pahar de samahoncă, acum basamac, atunci samahoncă îi spunea, zice țăranul acela, domnule, zice, tovarăș, zice, fierul e fier și acela, domnule, nu rezistă. Calea ferată, uite, trece pe lângă noi, 2 km, zice el. Au făcut o rușă pe vremea țarului. Rusia e mare, trenurile umblă cu lunile dintr-un cap în altul și șinile stau larg. În 18, zice, când de acum a intrat Basarabia în cadrul României, trenurile României nu mai puteau trece pentru că era prea larg. Și atunci, de-a lungul întregii, Basarabia au scos șinile și le-au făcut înguste ca să poată. Bun. Peste un an de zile începe războiul și vă zic, nu, vine eliberarea Basarabiei între Uniunea Sovietică, iar scot șinile și iar le fac largi ca să poată umbla trenurile. Începe războiul, vine România, iar scot șinile de între iar le punem. În 44 iară vine rușă și iar le scoatem. De 5-6 ori la rând, de-a lungul întregii, în câteva decenii au fost scoase toate. Domnule, zice de acum, zice, cale ferat și așa, nu mai poate rezista, domnule. Și mi-aduc aminte de foarte frumoasă asta, versul ăsta extraordinar al lui Lucian Blaga, că veșnicia se răscut la sate, da. E adevărat, dar acum satele noastre sunt într-o mare criză, într-un declin și teamă mi este că ele începă să stinge cu veșnicie cu tot. Și asta e o mare tristețe pentru noi. Acum, toate mințile luminate de pe 31 august, acolo din casa cea cu 5 etaje, în scriitorilor, se frământă de vreo 10 ani, măi, ce vrea Druță acolo la Soroca, cu la Zăsâncă, ce zidește el, domnule, acolo? Eu vreau să spun foștilor mei prieteni din Uniunea aceea că acolo se zidește un monument, o lumânare de vreo 25 de metri, care se numește, zic eu, Lumânarea Recunoștinței. Și i-am rugat băieții și ei chiar la intrare, acolo sunt două mâini împreunate în chip de rugăciune, la intrare și pe socul acolo e săpată în piatrele, eu le-am dat un text, au pus băieții și ei, unde este scris în felul următor, că trecătorule,
oprește sus, în vârful dealului, arde lumânarea recunoștinței. Și dacă tu te simți cuiva pentru ceva recunoscător, urcă, mulțumește-i și pleacă. Eu cred că această lumânare este pentru calvarul și întreaga epopeie a țărănimii noastre, acelei lumi din care coborâm noi cu toții și căreia trebuie să-i fim recunoscători. Fiecare din noi are undeva o rudă, are, mă rog, un neam, un văr, la, se duce odată la Paștele Blajânilor și spune. Dar noi trebuie să avem un monument al neamului, nu numai a rudei apropiate, a întregului neam. Și eu cred că, uite, această lumânare a recunoștinței ar trebui să fie pentru acest popor care mai trece încă prin vremuri foarte grele. Acum o să rugăm pe tot Maria. Ce... Nu, dumneavoastră, tot ceea ce spuneți... N-am microfon. Dar cu Eminescu, să venim cu Eminescu și ceea ce spune despre neamul nostru cu acest codru care se clatină tot unul. Poate ne încheie. Cum se legănați neamul întreg, așa da, se legănați codrul. Așa se leagă codrul întregime. Da, mai ales că la sat au rămas foarte mulți bătrâni. Da. Chiar e codru. E codru, da. Și chiar se leagănă. Și chiar se leagănă.
Am ascultat-o acum pe miraculoasa Maria Bieșu cu Ce te lege în codrule, cu dorul lui Eminescu de acest codru, codru care este și o frământare a neamului nostru. Și m-am gândit că acest miraculos cuvânt, dor, oricât lucrează neamurile să-l traduc în alte limbi, nu reușesc pentru că este prea mult cuprinzător. Altceva este că dificultatea asta vine și de la faptul că dorul a fost zămislit de femeie. Și aici este marea enigmă a vieții noastre. Când s-a întâmplat această minune, este greu de ghicit, este greu de intuit. Pe timp de noapte, pe timp de zi, la secerat, la vreo nuntă, la vreun botez sau poate la vreo mormântare. Nimeni nu are cunoștință de acest lucru. Oricum ar fi însă și dorul, și chinul, și doina, și codrul, și cuvântul, și codrul au un singur început și un singur sfârșit, ca și recunoștința de care vorbea maestru Druță, femeia. Poate de aici pornește și dorul, și durerea, și gândurile noastre cele luminoase. Eu aș fi vrut să revenim la epopeia neamului nostru, pentru că am început cu țărănimea, cu calvarul prin care a trecut Maria, împreună cu Eminescu a pițlăit oarecum. Și undeva părea că, în definitiv, gata, s-a stins, s-a dus, nu mai este nimic. Prin anii 60-70, la Moscova a început să vorbi prin cercurile așa literare, prin, și chiar prin cercurile oficiale de pe Starea Ploșeci, se vorbea despre moldavscă ciudo. Măi, mă gândeam eu, ce eu trăsnit cu moldavscă ciudo, de unde au luat-o, că pe atunci nigonea bogiul pe aici, ferească Dumnezeu, era prăpăt ce se face. Asta era ciudo. Acum, vreau să spun că după ce a trecut foarte mult timp, încep să mă gândesc că într-adevăr era un miracol moldovenesc, cu adevărat. În 1944, când se apropia frontul, din Basarabia s-au refugiat în România, nu țin minte, Caralamp, se vorbește de 140-150 de mii de intelectuali din Basarabia. Cam așa ceva. Și, în fond, au rămas satele fără nicio acoperire intelectuală. Au rămas țărănimea și vine frontul peste ei. După asta, în mica Republică Moldovenească, nu aveam învățători, nu aveam nimic. Și cei din clasa 5 sau 6 erau peste noapte făcuți învățători și îi învățau pe cei din clasa 1 și clasa 2. Eu cam asta și-am scris undeva în frunze de dor. Acum trec 3 sau 4 decenii. După 44, trec, zicem, 4, în 1800, de acum 80-74, peste 3 decenii, noi am avut o academie extraordinară de științe. Am avut, de acum, în definitiv, savanți cu nume european. Noi am scos o enciclopedie în 8 volume și multe țări vecine de ale noastre, nu cu republici, dar țări independente, semnau, cum, bă, aveți voi o enciclopedie în 8 volume? Da, zic, nu, uite, avem o enciclopedie în 8 volume. Unde mai pui că am avut teatrele, am avut filme, scriitori, talente, pur și simplu, cu nemiluita. Și, într-adevăr, era un miracol. De unde, din țărănimea asta, pur și simplu, așa deodată i-au catapultat, pur și simplu, o sumedie. În sfârșit, în 88 sau 89, când a fost Congresul Deputaților, noi am avut, din 44 câți erau acolo deputați la Kremlin, am avut o treime, toți erau scriitori și oameni de cultură. Nici o delegație din toate, că erau nici Federația Rusă, nici celelalte, n-aveau în componența lor atâția oameni de cultură și oameni de litere cât se aveau Moldova. Era, aș zice, un triumf. Era o încredere totală a populației față de scris, față de oameni de cultură, față de acel miracol care, în definitiv, s-a produs. Acum,
se pune problema, în fond, cine a, cum a fost, cum s-a produs acest miracol în 3-4 decenii, așa și vă, cum s-a pornit această trezire la o lume atât de enormă. Mulți spun că datorită înțelepciunii, știu eu, biroul, comitetul central, în frunte cu Ivan Ivanovich Bodiul, nu știu, eu în privința asta, în ciuda decorărilor care au avut recent loc, am cam alte păreri, sunt, după cât se știe, Ivan Ivanovich, el a făcut, fără îndoială, și are multe merite, dar a și strigat, din punctul meu de vedere, de mult. Au fost personalități mari, cum a fost Coropceanu sau Testimițanu, care, în fond, au fost călcate în picioare de același comitet central, de, mă rog. Dar atunci cine a fost motorul? Îi spunea veșnicul lui Ivan Ivanovici că mai ales Cana, Cutcovieschi, și mai multe matrize și coloana 5 lucrează într-una coloana 5 și ei o să fac. Eu acum aș fi ispitit să recunosc că într-adevăr a fost coloana 5 și ea a determinat în definitiv această erupție culturală. Și această coloana 5, știi cine era? Erau țăranii noștri. Era lumea noastră chinuită de la sate, care secole la rând a visat să răzbat odată și odată să răzbată la lumină. Și a simțit, uite, asta e marele merit al neamului nostru, a intuit acești țărani care nici nu știau să semna, nu știau nimic. În ciuda deportărilor, în ciuda foamei, în ciuda tuturor ce înseamnă, au intuit că acum este timpul. Și săracii se speteau muncind pe dealurile cele, la sfeclă, la tutun, la norme, la trudozâli, nu știu ce, numai să răzbat odată și odată copilul acela. Coloana a cincea ce făcea? Făcea acasă pachetele cu făină de pupușoi, o leacă de brânză, o leacă de nu știu ce, și trimitea, domnule, știi numai trenul Ocnița, Chișinău? Știu autobusele sau camioanele cele? Știu căminile de la Chișinău? Cât au cărat pentru copiii ce? Și le spuneau, măi, mai ai foame, mai ai împrumută de la cineva 10 copii, mai descurcă-te, dragul mami, dragul tati, dar nu, neapărat trebuie să... Și au răzbătut în marea lor, noi singuri am răzbătut și împreună cu noi mulți au răzbătut la... Uite, aceasta a fost coloana 5 și Bodiul pe ea nu a putut nici să o cărmuiască, nici să o biruie. Ei au spus, o să răzbatem la lumină și au și răzbătut. A apărut școala. A apărut. A apărut o academie strălucită, a apărut o sumedenie de teatru, a apărut o cultură, a ieșit nu în Moscova, în Europa a răzbătut această bucățică de pământ și a fost un miracol cu adevărat. Acum, de ce am început cu țăranii? Această coloană a cinci care ne-a crescut și a făcut trestuțele cele, legăturile cele cu făină de păpșoi și cu toate cele, acum ei săraci au rămas pe dealul cele, singuri, amărâți în căsuțele cele și noi ar trebui acum să ne aducem minte de dânșii și ar trebui cumva să-i pomenim. Dar în primul rând eu aș vrea să le spun că, dragii mei, nu vă așteptați că o să fie un decret special din partea domnului Voronin, că gata, ne-am adus aminte de noi, de voi. Voi singuri, în primul rând, aduceți-vă aminte de vecinul vostru, de vărul, de ruda voastră, treceți bolnavi, nu știu, vedeți-l și spuneți un cuvânt bun și el o să vă spună un cuvânt bun. Noi trebuie să aducem din nou această viață, să înviorăm lumea. Și iar mă întorc la deștepție de la 31 august, din casă ce e cu 5 etaje. Ce vrea druța acela acolo, ce umble la sorocă, la să stâncă pe dealurile cele. Dom'le, druța vrea să facă acolo lumânarea cei de 30.000 de beton, ca să numește lumânarea recunoștinței. A recunoștinței față de acest popor, de acești oameni care au promovat această cultură. Acum am fost vreo 2 luni în urmă, și am sfințit temelie ce s-a făcut destul de mult, vreo 700 de scări urcă până încolo sus. Pe urmă însuși temelie a fost turnată. La sfințire au fost lume, au fost un sobor de vreo 5 preoți, cu părintele Marchel de la Bălți, chiar îi mulțumim și lui și părintele lui de la Drochie, Pavel. Totul a fost foarte multă lume, a fost foarte frumos sfințirea aceea, dar de acum când era să plecăm,
se apropie de mine o profesoară, o cunosc așa la față de acolo, de limbă și literatură, de la Soroga. Zice, domnule Druță, dar da, ai observat că noi, cu liceul nostru, nu am participat la sfințirea temilei acestui monument. Zic, doamnă, era atâta lume, nu că trebuie să spun, nici nu am preobservat, dar zic, ce n-ați venit? Pentru că, zice, noi nu suntem de acord cu inscripția aceea dumitale de la poartă, că urcă, nu știu ce, mulțumește, dar zic, ce nu sunt de acord? Noi, zice, nu avem cui și nu avem pentru ce mulțumi. Scăsultă Fetișcanu, că eu sunt mai în vârst și pot să spun, Fetișcanu, așa profesoară cum ești. Mă, dar de unde ești? Mi-a numit un sat de acolo, de la nord, doi bani sau șepteli și nu mai țin, un sat de acolo. Și zic că ai cineva, am părinți, zice, am tată, a murit, a mai rămas mama. Dar zic, unde ai făcut studiu, unde ai învățat? La Institutul Pedagogic, la Creangă, acolo. Și acolo zic, unde ai trăit? La Camien, zice, dar unde trăiesc? Și în anii cât ai făcut studii, ei probabil că îți trimiteau niște pachetele, legăturile, trăiești tot. Da, zice, păi, altfel, cum aș fi terminat institutul? Și după asta zic, dumneata îmi spui mie că nu ai cui și nu ai pentru ce mulțumi. Da. Da. Păi zic, draga mea, mie, uite, îmi pare rău de copiii cei care învață la voi la liceu și îmi pare foarte rău de literatura pe care dumneata o predai. Pentru că am văzut în ochii copiilor de la Soroca, m-am întâlnit în câteva sate, am fost la Zastânca și mai ales la cei de la Rubleniță, un fel de frică au băgat în ochii copiilor. Politizarea asta a intrat prin învățători în școli și copiii stau cu ochii în patru, cruciți. Măi, aici stă ține cu coșul, acel ține cu spicul, acel ține cu ceasornicul, nu cumva să te scap cu vorba pentru nu știu ce. Dom'le, v-ați găsit voi să băgați politica în școală? Păi copilul celălalt trebuie să fie liniștit, el trebuie să înveți carte, el trebuie nici să nu ghicească că învățătorul se gândește la politică, asta e cu totul altceva. Și uite, starea școlii, Gheorghe, da, ești... Tocmai, ești... Gheorghe Mazilu și Haralan Becurb ar fi poate indicați dacă dumneavoastră acceptați niște completări. Da, ar fi, da. Doi care sunt în temă, în temă. Tomazinu, ia-mi spuneți dumneavoastră. Problema e clar că e, din păcate, e foarte complicată și eu mă gândesc numai că satele noastre au cam îmbătrânit, dacă nu e ceva mai rău decât această îmbătrânire. Mi-a face impresia că s-a devalorizat ceea ce numim noi duhul, s-a devalorizat spiritul omenesc. Totul parcă vine în albe aceasta că dacă ai bani ești tare, ai autoritate, ai putere, de tine la toți le e frică, n-ai bani ești nică. Și mă tem acest pragmatism, sau nu știu cum să-l numesc, această primitivism care ne-a copleșit, ne-a cotropit, o să ne coste foarte mult. O să ne coste foarte mult pentru că dacă nu vom păstra aprins această lumină a spiritului, hai să zic chiar a idealismului, ne va veni foarte greu numai cu materialismul vulgar, numai cu dacă am ce mânca e bine, am ce mânca țin cu tare, am ce mânca cred în cineva, n-am ce mânca nu cred. Este și aici mare adevăr. Și noi ne-am... capitalism furios. Da, și noi ne-am dumerit. Noi ne-am dumerit că este un mare adevăr în privința asta. Și de asta vreau să vă spun că școala noastră, și noi poate că am făcut o greșeală cu democrația noastră, cu toleranța, cu joaca noastră, cu hoțâile astea nemăsurate, cu foarte multe chestiuni, că am acordat atenție foarte puțin anume învățământului, anume spiritului, crezând că pe timpul când tăi vom soluționa problema materială și după aceea nu vom încerca și vom încerca să soluționăm și cealaltă problemă. Ia că aici cred că este o greșeală. Deci trebuie să facem tot ce cu putință, ca această în învățământ trebuie să investim. Trebuie să investim tot ce mai avem noi, să nu jălim, nu că bani, să nu jălim minte, să nu jălim energie și avem nevoie ca acest învățământ să desfășoare, da, aveți dreptate, maestre, să desfășoare în condiții normale, sănătoase, liniștite, pentru că noi prea mult am fost fugăriți în istorie. Și foamete, și deportări, și cu tare, și cu tare, când într-o parte, când în altă parte, și noi de acum nu ne mai venim în fire, nu ne putem găsi echilibru interior.
sufletesc. Foarte multe școli la noi, ce să facem? În loc de biologie, chimie, da, matematică, da, să face polizaneatie. Pentru că nu la matematică se spune procentul atât. Oameni și polizaneatie și eu cred că această politizare excesivă, nu numai învățământului, dar politizare excesivă a întregii noastre societăți. Ne-a adus atâta dușmănie, ne uităm chiorăși. Și vreți să știți că din cauza asta poate și frica încă n-a dispărut din noi. Chiar din contra, s-a adâncit în multe privințe. Și trebuie să ne gândim la acest concept de politizare, pentru că trebuie să muncim și societatea civilă și chiar puterea și chiar și opoziția. Trebuie să-și dea aici, vă zic, să aduc contribuția ca să găsim o formulă să depolitizăm. Să depolitizăm anume viața spirituală, învățământul, cultura și multe alte îndeletniciri fără de care noi iar o să ne batem în zadar și vom avea multe eșecuri. Da, ați vorbit în general despre învățământul preuniversitar, da? Și acum domnul Hărălambi Corbu, care este mai aproape de lumea savanților, e cam aceeași situație și la dumneavoastră. Da, bărbiesc, chiar la Academie. Dacă nu chiar mai gravă. Da. Eu aș vrea să reiau gândul maestrului Duruță, în sensul că ce s-a întâmplat la noi după război și setea asta de cultură și avalanșa asta a satului spre oraș și ridicarea din sânul țărănimii a acelei intelectualități pe care am avut-o pe urmă, în continuare, a fost într-adevăr un miracol. În genere, satul Veșnicia s-a născut la sat, dar satul întotdeauna a fost zona cea mai părăsită și cea mai oprimată în decursul secolilor. Și ne aducem aminte cu toții de proverbul, dar ăsta era un fel de lege pentru orice țăran. Cine știe cartea are patru ochi. Dorința asta a țăranului de a răzbi acest perete al cunoștințelor care pentru el era aproape impenetrabil, în 44 s-a erupt. Și, într-adevăr, ceea ce am avut după aceea a fost această energie de veacuri care s-a acumulat și dorința asta de a ieși deasupra întunericului și necunoașterii a asigurat acea erupție și acel proces intensiv de culturalizare care a urmat în anii de după război. Și ceea ce s-a întâmplat într-adevăr în Republica Moldova în acești ani, că am pornit de la Pluc și am ajuns la Cosmodrom, am pornit de la necărturăria totală ca să ajungem în 61 la Academia de Știință, a fost un proces enorm pe care l-a depășit poporul acestei republici. Într-un timp foarte scurt, fulgerător. Într-un termen fulgerător de scurt. Cu atâtea stabili, cu atâtea piedici. Dar eu vreau să spun și un lucru. Domnule, dar nu mi se pare că noi toți frază am căzut în alt extrem. Ea că avem învățământul superior, nu știu cât e, aproape sute de instituții superioare de învățământ. Păi, dar toți știm că carte tare, mare acolo și profundă nu se face, dar se face business. Ea că încă o extremă. Parcă ar fi bine să fie banul ăsta să-l cheltuim cu, cum zicem noi, cu priză, să avem efect, să fie benefic. Și iată, avem iar o poveste, iar ceva, nu știu cum, Gheorghe, parcă tot mulți spune înainte. Gheorghe, asta e altă poveste. E altă poveste asta. O să numărăm banii, o să numărăm. Dar eu vreau să revin totuși la acest miracol moldovenesc și aș vrea cumva să-l înveșnicim. Pentru că este, nu este o chestie de moment, de folieton, de o emisiune televizată. Este un moment care eu, uite, dumneavoastră acolo la Academie și eu aș ținea foarte mult că sunt și eu acolo în Academie, să fie introdus în planuri un studiu sau câteva studii foarte detailate despre acest miracol și această erupție. Revenind la miracolul ăsta, trebuie să spun că noi am avut și noroc. Asta să o recunoaștem. Cât țărănimea a visat, dar asta n-a fost totul. Alt noroc pe care l-am avut a fost Leningradul,
După cum se știe, cel de-al doilea institut de medicină de Leningrad, în timpul evacuației, a fost capturat de trupele germane, de fașiști. Fașiștii, după ce i-au obligat să deschidă spitalul și, mă rog, și ei ce să facă? Medicul e medic, război e război. Ei tratau și pe nemți, și pe ruși, prizonieri care erau acolo. După ce s-a terminat războiul, Stalin le-a interzis să întoarcă înapoi în Leningrad și i-a surghiunit. I-a trimis la Chișinău, tot în institutul așa cum era. Și Chișinăul, care pe atunci avea vreo 15 felceri, nici doctorul, și dacă avea vreo 2-3 doctori pe aici prin Chișinău, s-a pomenit cu profesorul Molohov, care era un om european, un savant enorm, au venit specialiști enormi, pur și simplu. Și specialiștii cei care au venit pe aici la Chișinău atunci, au nimerit în solul cel fertil, cum zice Haralan, pe care visa la lumină. Și au început să adune prin sate cei care învățase la liceu. Terminat sau mai puțin terminat liceul acela, i-au pus acolo să șadă și să învață ca. Și uite, din generația aceea, din prima promoție a fost Nicolae Testimițeanul, viitorul nostru ministru al sănătății, unul din cele mai strălucite figuri ale culturii noastre. Și ca bărbat, vreau să spun, Testimițeanul, nu de mult îmi povestește un ministru de al nostru, eu îl întreb ce mai nou. Au fost prin stat, zic, și prin stat, pe acolo, la voi, ci, bă, de oameni, și nu știu, să spun că eu viu noaptea și noaptea plec din stat. Dar de ce? Ce mi-e rușine să mă vadă oamenii, că zice, se adună în jurul meu, zice, dar ce să le spun eu? Și eu noaptea vin, noaptea mă duc. Și mi-am adus aminte de unul, domnul Postovan, de la Drochie, el îmi povestea cum vinea Testimițeanul, fiind ministrul al dânsului în stat. El, știți, deci venea cu mașină, că era ministru, avea mașina aceea lui Volga, dar se oprea la marginea satului și spunea șoferului că tu te duci, mergi singur cu mașina. El venea pe jos, de-a lungul întregului sat. El dădea bună ziua la toți oamenii, întreba ce mai nou, ce să mai faci, uite, așa mergea de-a lungul satului și tot în felul ăsta pleca din sat. Uite, domnule, două mentalități, două feluri de a înțelege lumea, ce era Testimițeanul și cum, plus de asta, care cea mai determinată acea erupție culturală. Sigur că a fost o generație de scriitori care, în primul rând, toți făcuse școală în România regală, dar nu este pentru nimeni o taină că școala la dânsi în România a fost la un nivel foarte serios. Și Andrei Lupan, Bucov, Meniuc, Deleanu, Istru, toți venise cu studiile făcute deja în România. În rândul doi, aproape toți au fost ilegaliști, au trecut prin securitate. Erau oameni copți, nu erau niște iepuri de ăștia care, știi, azi se duce cu un partid, mâine se duce la alt partid, nu, nu. Erau figuri foarte determinate și ei au format un anumit echilibru, o anumită coloană vertebrală a culturii noastre, ceea ce, ei, pe urmă, era, să zicem, mai jos, un alt eșalon, erau, așa zice, apostoli ai limbii. De acum băieți, fără studii superioare, știu eu, cu liceele făcute, era Igor Crețu, Alexandru Cosmescu, știu, Starostin. Erau. Acești oameni foarte talentați și-au sacrificat talentele pentru a căra cultura rusă și întreaga cultură mondială în bibliotecile noastre. Domnule, zi și noapte traduceau, tălmăceau, citeau corecturi. Biblioteci întregi au tradus. Fără această muncă lor, sigur că nu putea să aibă loc. Și azi mai cunoaște cineva efortul lor, maestre? Nu că nu le cunoaște. Acest Igor Crețu, săracul, stă într-o singurătate și într-o suferință absolută acolo împreună cu soția lui, care e foarte bolnavă, am vorbit ieri la telefon, același săracul Starostin are tradus sumedenie care nu are unde le publica, nu are ce face. Și împreună cu dânsul vreau să mi-l aduc aminte pe Ramil Partnoi, Dumnezeu să-l ierte, el era un critic foarte bun, literar. Dar el era avocat, făcuse universitate, îmi pare că la Cernăuț. Și era foarte aprins, o fire așa, chiar își zice... Ca și Coroban, ei erau juriști. Juriști, da. Dar, erau într-un fel isteric. Dar atunci, domnule, ca să faci legiferarea culturii noastre, trebuia adus Eminescu și Creangă. Ori la Comitetul Central, eu nici nu vreau să audă, că zice, e român, e burjoasă,
Și când se duceau, săptămânal, se formea o echipă din Bucov, Lupan, Suceanu, cum e central, dar unde aduc advocatul nostru? Îl lua pe Coroban. Coroban avea o geantă jerpelită, o subțioară și porneam cu locul dânsii. Portnoi, Portnoi avea geanta. Da, da, Portnoi, da, da, Portnoi îmi place cu geanta. Pe urmă, Portnoi era autorul sumedinilor manuale de limbă și literatură. Care era șmecherie? El văra pe aici, pe acolo, câte un citat din subiect și predicat luat din Sadoveanu. Măi, și la Ministerul Culturii, când vedeau Sadoveanu, sărea în sus. Vă suma să știi, da. Portnoi zice, nu, tovarăși, dar iertare, și-a primit numai ce premiul Lenin la Moscova. Dumneata ce? Ești împotrivă ca un laureat al premiului Lenin de la Moscova să fie citat într-un manual editat la Chișinău? Și eu spune, este văpros, n-am luat de reșac la verhu. Și uite, bucățică cu bățică, frază cu frază, motorul ăsta se lucra și se producea acea fermentație culturală care așa determinat. Eu aș vrea să remarc aici în continuare un moment. Ceea ce făcea Portnoi, Coroban, ceea ce făcea Aplov la Academie, Andrunacheviș și alți savanți și oameni de prestigiu și de știință, totul se făcea dezinteresat, se făcea dintr-un entuziasm și o chemare interioară a generației acele de intelectuali. De nu idealiști, era, aș zice eu. Un fel idealiști. Nu era, cap, nu era pus în capul mesii banul și nu era pus politica în însă, dar era dorința asta de culturalizare, de creștere a unor intelectuali cu cunoștinți și viziuni asupra celor ce se întâmplă în jurul lor. Și asta e diferența între și ziua de ieri și ziua de azi. Toate aceste eforturi erau canalizate spre sat și spre școală. De acolo vineau absolut, toate. Și ridicarea... Fără îndoială. Și de asta, fiind astăzi Crăciunul, nu? Da. Și având copii colindători, vă zic că trecem la o colindă. Da, până sunt gata cu colinda. Atunci era și legătura inversă între școală și acei bărbați ai neamului care țineau vie flacăra culturii. Da, da, a dispărut da. Această legătură, din păcate. Iată, în memoria lor, poate că ar fi, într-adevăr, pentru o recunoștință a tot ceea ce au făcut pentru cultura și pentru neamul nostru, da, să răsune această colindă astăzi a acestor copii, dacă ei sunt gata. Dumnezeu noroc, crâulă
ca o să vină la anul, să te rog să pui în program. Da. Că la anul iar facem. Nu, dar fetițele astea sunt atât de frumoase cum era zilul ca dumneavoastră când plecați după Borș la ea prin novelicele, îmi pare mie, nu? Da, da, ascultă, eu mă tem că telespectatorii au să întrebe. Bine, măi, dar aici la televiziune ce i-au colindat și ce nu le-a dat nimic? Nu le-a dat nimic. Sunt responsabili acolo care da, au grijă de copii, da, da. Uite, așa, de doamna primăriță. Da, da, să-i liniștim pe telespectatori că... Sunt lucrat chiar de pomană. Nu. Totul e în ordine, totul e... Eu cred că pe fondul acestui decor frumos, pregătit în câteva zile, și copiii ăștia au fost superbi astăzi. Da, eu uite, vreau să spun că se vorbește tot timpul că gata, televiziunea noastră de acum a dat ortul popii, abia mai apare, abia mai suflă, dar mă miră că în câteva zile, pur și simplu, s-a făcut un decor foarte frumos, aș zice, demn de un teatru, Marie, nu? Da. Foarte frumos. Un teatru, parcă ar fi teatru, da. Uite, ar trebui să-i luați, să-i angajați și voi cumva pe oamenii ăștia acolo la teatru de operă, foarte frumos, rapid, foarte energic. Dacă noi colaborăm foarte bine cu prima doamna, de câte ori au fost spectacole, deci la telefon, imediat, reacție, da. Filmări, înregistrări radio, imediat. N-am avut niciun fel de probleme cu doamna Bieșu. Dar eu mă uitam la copilile acestea, maestre Druță, și imediat am venit cu gândul la femeile de atunci, din epoca dumneavoastră, la Rusanda, la alte personaje, la mamele noastre, la bunicile noastre, la femeile care au stat și ele alături de bărbații de care ați vorbit dumneavoastră la leagănul culturii noastre, pentru că nu se putea face separat bărbații una, femeile alta. Am avut și o pleiadă de femei care au ținut și ele această lumânare a conștiinței noastre, a culturii noastre. Le cunoașteți mai bine dacă vreți să le evocați. Vreau să spun că Gheorghe Mazilu mi-a spus acum câteva zile în urmă că, uite, dumneata, totuși în literatura asta pe care eu am studiat-o destul, zice, cele mai reușite sunt femeile la dumneata în literatură, dar bărbați așa, strecuți pe secund, pe planul 2. Sunt, dar... Dați-mi voie să fiu de acord cu maestru Mazilu. Îmi pare că așa este. Vreau să spun că, într-adevăr, eu am așa această patima mea, poate că vine de la mama, de la vecini, de la... Acum, ultima oară, am făcut o călătorie cu Maria, am fost la Soroca și am zărit acolo din mașină o femeie care se încălzea acolo lângă Văcuța. Ei stătea culcată, Văcuța, femeie lângă... Văcuță și domnul Grecu, vă zic, au avut prezență de spirit, s-a repede în mașină fotografiată și a fost publicată în ziarul Săptămâna și o sumedenie de lume mă întreabă cine este femeia și din ce sat, că uite, ziariști, vă spun, am vrut să facem un reportaj despre domnii, dar noi în grabă atunci, Maria, ne-am grăbit, înghețam și noi acolo de frică, dar vreau să spun dacă poate... Vreau să spun că dacă poate cineva din teleascultătorii noștri cunoscă, iar pe lângă Ghindești, pe acolo, pe undeva satul acela, v-aș ruga să-i comunicați la femeia Moldovei că mai ales pe toți îi mișcă faptul că Văcuța cei cu suflarea încălzea mâinile femeii. Vorbim de Crăciun azi, ieslea, da? Da, exact. E momentul. Și în legătură cu asta, după publicarea materialului acela, Alexandru Furtună de la Academie și prietenii cei mi-au trimis niște materiale legate de Văcăritul în Moldova. Aici e și în materialul acela despre Văcărit, mi-a plăcut grozav, acolo este o replică foarte interesantă. Un țăran care și-a atestat Văcuța lui, el, uite, aici tocmai pe ecran, Margareta noastră transmite cu sfințirea temeliei. Și, într-adevăr, Marie, știi că nu se vede învățătoarea aceea, ea, știi că a avut dreptate, ea nu se vede nici învățătoarea, nici copiii cele de ce nu au venit. Ei, mă rog, fiecare cu, poate că le era frică, poate că... Poate că, vizionând această emisiune, mâine pleacă ea singură împreună cu copiii, înțelegând câte ceva din ceea ce spuneți astăzi. Dar știi ce, vreau să spun un lucru. Trebuie să fie și o eroare.
prefectul de la Soroca ne-a spus că în fiecare zi avem câte 3-4 autobuze care vin special să urce acolo în vârful dealului. Încă nu este nimic, este numai temelia. Dar această pornire cu niște școlari de la Colincăuți, m-am întâlnit, am avut și niște fotografii acolo cu dânșii, vine lume foarte mult acolo. Dar știi cum e la noi? Localnicii nu admite, dar cei care da, mai da. Departe, aceia... Au probabil că alte gusturi politice. Dau felul lor de a vedea lucrurile. Oricum, în jurul acestei lumânări, acestui monument se poartă discuții foarte serioase și mi se pare că așa este politizat excesiv. Afară, sus, acolo cântam și eu. Nu știți? Fără acompaniment, fără vânt era. Și închideam gura așa sus. Da, era frig. Era plină gura era cu vânt și... Da. Și să-mi reiau, vă zic că istoria cu femeia aceea. Băieții ăștia de la Academie mi-au trimis Văcăritul, Furtună, mi-a trimis. Și acolo era o frază foarte frumoasă. Un țăran își atesta văcuța lui calitățile și zicea așa că și-i țâțoasă, și-i lăptoasă și de vreme vine acasă. Și mi-a plăcut grozav felul ăsta de a atesta că chiar nu știu de ce m-a dus gândul că poate el avea în vedere nu numai joiana aceea lui, dar oricum mi-am adus aminte de un prieten în povestea de aici, de la Chișinău, a fost invitat într-o republică musulmană să-și iei un premiu academic foarte important și cum se obișnuiește, a fost invitat cu soția. Au venit acolo în orașul cel și când au venit, vă zic că la recepție s-a făcut o masă oficială, i-au spus că dar te rugăm să vii fără soție, că zici la noi, nu, se obișnuiește să vii cu soția la masă. El zice, bine, dar și atunci eu nu vin deloc. Cum ce nu-i pute dumneavoastră, știi, da, nu, zici, dar fără soție. În sfârșit, foarte mult a fost să ia acolo, nu știu, ei au spus, bine, dar undeva așa, mă rog, să nu filmăm, și s-au așezat la masă, dar acolo, la masă, ceia, serveau tot femeile. Și zici, femeile care serveau la masă, și așa aveau ciudă pe dânsa că s-a așezat cu bărbații, că zici, îi aruncau blidurile în cap, așa numai, că pare abiscat. Eu povestesc chestiunea asta pentru că o anumită tradiție musulmană, dominația turcă de două secole, a rămas în sângele nostru. Da, și da. Deseori nimerești undeva la un om, stai la masă și unul, da unde e cucoana cei care au făcut bliduri și ele, ea se arată din bucătărie, da, eu cu șurge, vă mulțumesc, nu știu, și iar se duce la bliduri. Dar să stai și nu, ferească Dumnezeu, dar ce nu, dar femeile ce au femeile și la masă? Că noi suntem bărbați, nu trebuie ce au. Vreau să spun că dacă vrem noi să intrăm în Europa, da, așa eu sunt din ceea ce spune domnul Voronin, că avem anumite intenții și noi de intra. Dom'le, trebuie să devenim așa oricum mai civilizați, pentru că soarta femeii în Moldova este foarte grea. Acum anul ăsta e vorba să sărbătorim 330 de ani de la nașterea lui Dmitri Cantemir, este o hotărâre de la UNESCO. Anul Cantemir. Anul Cantemir este declarat. Și în această ordine de idei a apărut la Moscova un roman al lui Granin, Daniel Granin, romanul se numește De vorbă cu Petru cel Mare. O carte foarte interesantă. Și ultimul capitol din romanul ăsta se numește Maria Cantemir, ultima dragoste a lui Petru cel Mare. Vreau să spun că e un capitol mare, de vreo 50-60 de pagini, cutremurător de frumos, cutremurător. Eu i-am scris o scrisoare lui Granin și i-am mulțumit, am zis că, în fond, poate eu trebuie să scriu cartea asta, dar este imposibil pentru un scriitor național care locuiește la Moscova să scrie aceste lucruri pe care le poate spune numai un rus.
pentru că acolo este atâta duritate și atâta, aș zice chiar nedreptate, cruntă din partea țarului și a mediului țarist în legătură cu familia Cantemir, acolo este un lucru. Eu i-am sugerat lui Viorel Mihail să publice în săptămână și am să-i trimit de la Moscova capitolul ăsta cu Maria și eu cred că o să... Poate cartea să ajungă în genere la, în Moldova. În, ar fi foarte bine chiar ca să o traduc, pentru că acolo este, sunt multe lucruri interesante și chiar cu Dimitri Cătătul, cei ce a fost drama prin care, eu mi-aduc aminte, la Iași, unde e mormântat Cantemir, mi-a plăcut foarte mult textul, cel îmi pare că îi aparține lui Iorga, așa din memorie le reproduc, aici odihnește, după o lungă și chinuitoare călătorie prin străinătățile lumii, marele nostru domnitor, Dimitri Cantemir, cam așa ceva. Și nu se spune că, se zice că a murit de ficat, a avut criză, dar am cunoscut mulți oameni în Moscova care au participat la dezhumarea lui. Acolo unde e în Moscova, acum Ploșic Revoluției, stația Dimitrov, acolo era mănăstirea care aparținea lui Dimitri Cantemir. Și au fost demolată mănăstirea și prin 34, îmi pare că a fost chemat guvernul român să vină să iei rămășițile lui Cantemir și atunci le-au adus la Iași. Și îmi spuneau cei care au participat că au găsit totul, dar capul nu era. Cartea asta lui Granin trebuie să apară neapărat pentru că chiar eu am participat la o ședință la președinție în care șeful statului pune problema foarte serioasă a sărbătoririi acestui eveniment și nu ca unul calendaristic, dar Cantemir ne reprezintă la modul serios. Vorbeam de Berlin, vorbeam de Imperiul Otoman, de legăturile lui cu Rusia. A fost o personalitate de mare cultură și noi, păcat că am o să uităm așa. Cum am uitat și pe învățătorii noștri. Absolut. El a fost o punte între est și vest. Absolut. Cultura, foarte luminată. Și era ceea ce a scris pe urmă Gori Atuma. El a fost prea deștept, prea strălucit pentru vremurile sale. Da, da, da. Exact și așa. Revenind iară la femeile, vă zic că de la noi, eu mă gândesc că locuind acolo la Moscova, eu deseori e plin de femeile noastre, degeri acolo în piață, una alta vând, care cu universitate, care cu tare. Și mă gândesc la ruinarea unei atitudini față de femei. Uite, cei care țin minte femeile satele noastre de până la război. Ți închipui tu, Marie, că era posibil într-un sat ca femeie din casă să plece undeva la câștig să rămână bărbatul numai cu copii? E că am o întâmplat. Era absolut... E o mare, nu că dramă, eu cred că e o tragedie mare. Se întâmpla cândva la noi în sate ca o fată să zici că ea pleacă în cabaret să cânte undeva nemăritată. Dar nici vorbă. Dom'le, acum e în ordinea lucrurilor. Toate zic că se duc în cabaret, dar unde se duc ele știm noi foarte bine și cum câștigă, tot știm foarte bine. Ceilalți stau și îngheață acolo în piață dimineață până seara și stau și mă gândesc, domnilor, dar cine o să nască Moldova de peste 10-15 ani? Cine s-o alăpteze, domnule? Ce o să avem noi peste 10-15 ani? Asta e o problemă, domnule Gonță, dumneavoastră mai des întâlniri cu președintele Republicii. De unde știți? Bănuiesc. Și eu cred că dumneavoastră ar trebui să pui acolo problema, poate chiar și în cadrul Academiei, dar mai ales chinuitoare la noi sunt și au fost destinul femeilor în cultură. Da. Din toate câte le-am avut, eu poate că, uite, Maria este de față și poate domnica Tarinencu, poate încă vreo două, trei care și-au împlinit destinul, vocația, au dus-o până la capăt. Toate celelalte erau, nu știu cum, tăiate așa din mers. Mi-aduc aminte, să zicem, la școala Șciuchin, când au terminat, băieți, ceea prin 62, dacă nu vreau. Dom'le, în Moscova era un vuiet nemaipomit. Când la spectacul lor de admitere era un așa, n-aveam unde pune piciorul și Ruben Simonov, conducătorul teatrului Vahtangov, Dumnezeu să-l ierte, îmi spunea mie că zice, o asemenea promoție școala asta n-a avut de când există. Și visul lor era, el îmi povestea, că pe Ecaterina Malcoci, zice, noi o să o lăsăm aici la noi, în teatrul nostru, că o să fie o stea de primă mărime, în genere. Domnule Gonță, eu vreau să spun un lucru și dumneavoastră, domnule Corbu, dacă am fi noi un popor civilizat, știi,
să așeze cineva și să scrie o carte despre Teatrul Luceafărului. Nu e nevoie de mare talent. Nu, nu, Doamne fește. Uite, așează-te, domnule, și scrie cum au terminat băieții aceia și care a fost destinul lui până la capăt. Același Fusu, Ungureanu, Șcurea, toate actrițele cele. Dacă nu o să știm a face acest lucru, a scrie 50, 100, 150 de pagini, uite ce s-a întâmplat. Niciodată nu o să... n-o să-l facem noi, altcineva nu o să... Alții nu o să-l facem și niciodată nu o să răzbatem la lumină. Da. Noi nu o să ne învățăm niciodată nimic. O să fim, știi, că ața cei care se învârte pe Fus, dar nu e legat nod. Și da. Fusul se învârte, ața se învârte, se învârte și nimic nu prinde, pentru că nu este nodul acela care ar trebui legat. Unde mai pui Constanța Târțău, o sumedenie de actrițe care au fost. Nu, și a mai fost o figură pe care eu aș vrea să o pomenim, acum întreagăt, Elena Strâmbanu. Vreau să spun că la ora atunci când a apărut să ia la televizor, era Crainic, ea a fost, se vorbea de dânsul ca despre un teatru, spunea teatru Elena, a unui actor, teatru Elena Strâmbanu. Aportul acestei femei în dezlegarea limbii, în știu eu, familiarizarea cu limba vorbită, a fost de importanță extraordinară. Se spunea că ea este un crani de talie europeană și un mod foarte serios. Și era? Pentru că noi n-am mai avut după aceea un atare cranic și nu avem după. Da, de o semn... După aceea s-a întâmplat și a fost atât de marginalizată, uitată. Cam în stilul nostru, cum ne place nouă. Eu cred că această mare problemă, că trebuie să adunăm pietrele. Că noi ne-am permis multe în acești 10 ani, în sensul de a uita, în sensul de a marginaliza, de a trimite peste hotare. Iată, este 200 de milioane de dolari care vin anual, vin de la aceste doamne și domnișoare. Asta e drama. Și nu știi ce se întâmplă și cu aceste 200. Cum le cheltuim și cine le bești, cine le cheltuiești, ce avem de toate afacerea asta. Și vreau să spun, Caralampi, eu la Institutul Cerla, cineva mi-a spus că se lucrează, este un plan acolo, Teatrul Elenei Strâmbanu, se pune ceva în plan. Eu cred că ar trebui să insistați, lucrarea asta totuși să fie scrisă. Eu nu exclud că, știi pe atunci cum se discuta, că Luceafrul trebuie închis cu tare, era o persoană. Și acest teatru a Elenei Strâmbanu, tot undeva sus s-a hotărât că Iona da pricrăti, n-a priclopnit, că cu o ciortă. Zacepnăm. Da, zicem da. Și totul ce s-a întâmplat pe urmă a fost o chestie, eu bănuiesc undeva, că foarte bine dirijată și foarte bine pusă la capăt. Și noi ce? Suntem noi niște proști că o femeie care a făcut atât pentru cultura noastră, pur și simplu a trecut cu picioarele peste dânsă și ne-am dus mai departe. Da. Stai, da. Domnule, dar hai să vedem măcar ce a fost acolo până la... Mormântat-o de vie, așa se numește. Foarte bine ai spus, Maria, foarte bine. Și mi-aduc aminte în această ordine de idei cu Ana Lupan, Dumnezeu să o ierte. Am cunoscut așa parcă mai bine, mai îndelungat. Am mai avut cândva o emisiune, nu mai țin minte prin ce an, aici la voi, îmi pare că ultima emisiune tot. Aveți o emisiune, Crăciunul cu Druță, nu știu cum se chema aceea. 4-5 ani în urmă, nu. Da. Și la ultima a fost, l-am invitat noi pe Munteanu de la voi, de la teatru. Săracul îmi povestea pe urmă când a venit, zice, când le-am spus la teatru, zice, da unde te duci? Zice, mă, la televizor, dar ce? Zice, am particip cu Druță la o serată. Tot teatru s-a zis, păi tu ți-ai ieșit de minți. Dar de ce? Păi ce au să te mănânci de fiu? Dacă particip cu Druță la emisiune, tu ce? El a spus și, domnule, dar lasă-mă în pace. Și a venit și a cântat car frumos cu patru boi. Da. Și foarte multă lume după aceea îmi povestea de că zice, domnule, a intrat cânt cu cela de viu în noi. Și Ana Lupan mi-a telefonat a doua zi. Zice, Ioane, am ascultat emisiunea aceea, mi-a plăcut foarte mult. Dar zice, când a început să cânte Munteanu car frumos cu patru boi, și m-au buhnit așa deodată lacrimi și am plâns toată noaptea până dimineață. Și eu zic, da, ce? Zice, pentru că acolo era dorul, acolo era toată viața noastră, acolo era totul ceea ce ne-a dorut pe noi. Vreți să revenim la Credo acum, poate cu vreo? Da. Atunci rugăm pe băieții de la Credo, dacă sunt și ei gata, să ne facă seara mai frumoasă. În memoria ne lupă.